Mai departe, domnul Cristi Popescu, hacker și Bună depanator seara, da. PC, ce vă recomandă ca expert în emisiunea asta ca să știți, spectatorii? Eu, de când eram mic, am avut înclinații spre hackerism. Ai mei m-au văzut că eu vorbeam englezește cumva. Și acum sunt mai mult pe dark web, am început să fac hacking. Făceam și pe internetul normal, dar nu se mai plătește așa bine și Da. atacuri, pinguri din astea, dau pinguri, foarte multe atacuri am făcut și și Rog, cryptocurrency acum. continuați. Da. Cryptocurrency acolo am făcut destul de mulți bani. Așa, vă scuzați. Da, un CV impresionant. Mi se pare că mă luați peste picior un pic. Nu, 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 nu. Am înțeles că la un moment dat ați dat și restart la un calculator. Mi-a ieșit odată, dar n-aș putea. Am mai încercat de atunci și nu mi-a mai ieșit. Mă caută și FBI-ul mă caută. Da. Dar Și SRL-ul, am înțeles. n-am fost acasă când m-a căutat FBI-ul. Acum nu știu Da. exact ce au vrut. Ați Da. avut noroc. Mă scuzați, Haideți puțină plâng, e un pic seriozitate în sit. platou, vă rog E, frumos. nu, foarte serios este, e situația este.